Salutare! Hai sus! Uite, azi te-am salutat cu stânga. Deci eu sunt dreptat și te salut de fiecare dată cu dreapta. De data asta zic, ia mă să schimb un pic, că nu e greu. Nu e nimic dificil în asta. Bă, poate fi la fel de plăcut, nu? Fii atent și fii atentă. Trăim diverse povești și povestioare în viețile noastre care au un început relativ cunoscut și un final neprevăzut. Sau invers. Încep într-un fel la care nu ne-am aștepta, dar se termină așa cum ne dorim. Nu putem controla întotdeauna ceea ce ni se întâmplă. Este una dintre marile greșeli ale oamenilor. De a vrea să controleze tot. Tot ceea ce li se întâmplă, tot ceea ce fac ceilalți. Însă singura persoană pe care o poți controla cu adevărat ești tu însuți. Și uite care e provocarea de astăzi. De câte ori până acum în viața ta ți s-a întâmplat ca un eveniment aparent grav, foarte neplăcut, să se dovedească în final a fi o întâmplare fericită. Fericită, atenție, plăcută. Nu așa și așa. Ție de câte ori ți s-a întâmplat asta? Gândește-te, amintește-ți măcar unul dintre acele evenimente care îți păreau de nesuportat sau pe care ai fi preferat să nu le trăiești, dar care în final s-a dovedit a fi un eveniment fericit. Fie că era vorba de o întâlnire cu cineva, fie că era vorba de participarea la un curs, la un spectacol, fie că era vorba de un proiect pe care l-ai început greu, dar pe care l-ai terminat, wow! Hai sus!